Ăsta este locul unde românii preferă să arunce bani. Cea mai ieftină poveste care curge aici este cea din Poponețul lor. Dar cel mai des lucru care curge aici sunt bani. Mulți. Societatea românească aruncă în WC-ul de vreo 30 de ani bani. Mulți bani. Luați în calcul ambalajele. Ambalajele care nu sunt sortate. Gunoiul care nu e sortat. Jumătate din mâncarea cumpărată de românii din oraș se aruncă la WC-ul. Pe de altă parte, luați în calcul faptul că jumătate dintre noi nu au WC-ul în casă. Că cei de la țară aproape în totalitate nu au WC-ul în casă, ci l-au afară. Afară. Este o mare investiție și este un lucru care nu e făcut. Noi facem referendum să vedem dacă într-adevăr va fi sau nu va fi folosit poponețul în chip legal. Dar oare nu era interesant de gândit cum am putea face să facem un referendum prin care fiecare român să se angajeze să nu mai aibă WC-ul în vecinătatea lupului, să nu mai muște rața de cur, să nu mai folosească pănușul, ci hârtie igienică? Și pentru că tot am avut peste porcină și încă o avem, dacă tot au fost tocați atât de mulți porci, oare nu era firesc, dacă nu au fost incinerați, să fie folosită toată materia aia care este de fapt o imensă sursă de biogaz? Pentru că tot vine iarna. Și pentru că oricum vor avea din nou importuri de gaz, nu gândim și ca întotdeauna, dacă ar trebui să ne gândim la studii, ar trebui înainte de toate pentru un guvern care dorește să aibă cetățeni inteligenți și guvernarea să devină inteligentă, să facă un lucru simplu. Să tipărească o culegere de proverbe românești. Că nu suntem un neam de tâmpiți. Suntem un neam care am ajuns tâmpiți. Acolo există câteva exemple simple de proverbe. Gura bate curul. E una dintre ele. Pe de altă parte, domniei pe rând. Pe de altă parte, prostia și domnia se plătesc. Iată cât de scumpe sunt amândouă. Și mi-e teamă că prostia e un viciu atât de scump încât îl plătim cu mult mai mult decât actul de domnie. După cum se vede.